nu știu unde. Vă imaginați că le aruncați undeva pe geam și să nu simt miros așa de emoție. Copiii, cu tot dragul vă ascultăm, de aia am venit aici, ca să fim alături de voi, să vă susținem, așa că vă invităm să azvârliți emoțiile. Începem cu Lara Maria Iannăș, sistem privat, profesor Claudia Crețiu, clasa 1. Cerni opus 599, numărul 18. Ea va interpreta studiul de Felix lui Cupii. Thank you.
Clasa a doua, Thomas Bocotic, profesor Lorena Lazar, Școala Gimnazială de Muzică Filaret 4, Lugoj. Cerni, opus 599, numărul 12. Profesor Carmen Șână, Școala de Muzică Lugoj, Cerni, opus 599, numărul 27. Și așa, am ajuns la clasa a treia, unde avem câțiva copilași bolnavi. Și o să continue Aden Ucală, profesor Andreea Tinca, Școala de Muzică Lugoj, Cerni, opus 599, numărul 29. Thank you.
Manuel Lazar, profesor Lorena Lazar, Școala de Muzică Lugor, Diverna, 176, numărul 7. De arte Ion Vidu Timișoara, clasa profesor Iulia Roman, tot clasa a treia, Anaïs Roman, va interpreta Journey 849, numărul 8. Clasa a patra. Și începem cu Matei Bilic, profesor Alex Gondoci, Școala de Muzică Filaret Barbu Lugur, Cerni, opus 599, numărul 80.
continuare, Maria Boca, profesor Sorina Laszlo Mădan, de la FOA Fusion of Arts, va interpreta Cerni, opus 599, numărul 14. Claudia Crețu, sistem privat, va interpreta Cerni, opus 849, numărul 15. Thank you.
profesor Sorina Bălan Laslo, FOA, va interpreta Cerni, opus 599, numărul 12. Profesor Daniela Gașpa, Școala Gimnazială de Muzică Filaret Barbu Lugoj, ce va interpreta Burgmüller, opus 109, numărul 3. Thank you.
continuare, Iosif Gotja, clasa profesor Claudia Crețu, școala de muzică Lugo, și va interpreta Cerni, opus 299, numărul 14. Dan Laszlo, de la FOA, va interpreta Cerni, opus 599, numărul 16.
De la Incubatorul de Arte Timișoara, clasa profesor Veronica Laura Demenescu, vine Vanessa Pania, care va interpreta Bartok, 5, o să parafrazez, studii populare românești. A6-a și va debuta Linet Bordia, clasa profesor Carmen Schöner, școala de muzică Lugoș, Moskovski, opus 72, numărul 2.
A șaptea,
Alexandru Mot, clasa profesor Raluca Miclăuș, de la Școala de Muzică Lugo, și va interpreta Rachmaninov, opus 33, studiu tablou în do diez minor. Clasa a 8-a, Miruna Odova, profesor Andreea Pinca, Școala de Muzică Tinare Eduardo Lugoș, Cerni, opus 299, numărul 4. Thank you.
cărți, am invitat un fost, o fostă elevă a școlii noastre, actualmente elevă la Liceul de Muzică din Timișoara, clasa 11-a, clasa profesor Iulia Roman, Maia Buliga va interpreta Chopin, opus 10, numărul 12. Festival și după cum vedeți, sunteți la o școală de muzică. Copiii noștri sunt foarte talentați și noi ca profesori întotdeauna ne dorim și căutăm soluții cum putem să-i ajutăm în studiul pianului. Dacă ați observat pe aceste pliante, ați avut așa, scrie aici Festivalul Micul Pianist, studiu între real și virtual. Acum ați văzut prima parte în care copiii noștri au studiat în modul real. Noi, ca profesori, ne-am dat seama că sunt diferite jocuri pe calculator sau pe telefoane
astfel încât copiii caută tot felul de soluții ca să poată să fenteze, să zic așa, studiul acesta real al pianului. Înainte de a începe studiul meu, vreau să vă întreb câți copii avem din afara școlii noastre. Să ridici așa o mână în sus. Deci avem destul de mulți. Bun. Studiul meu a fost făcut pe numărul de copii care avem noi la gimnaziu, un număr de 60 de copii. Și am vrut ca să ne dăm seama ce înseamnă studiul real și studiul virtual. Și din toate joculețele care există pe internet, pe calculator, pe telefon, noi am găsit un singur joc la care ne-am oprit și se numește Piano Game Classic Music Song. O să vă dau un pic drumul aici ca să vedeți în ce constă acest joculeț. Deci, practic, vin niște note acolo. Noi nu știm dacă sunt note, dar am realizat că copiii noștri folosesc acest joculeț și tot tastează cu degețelele acolo, considerând că îi va ajuta să cânte mai rapid la pian. Din ce în ce, dacă observați, muzica vine mai rapid, uitați-vă aici, și punctajul crește. Vă uitați acolo că deja am ajuns la 690 și 700, de fapt. Și din ce în ce mai rapid. Acesta este unul din exemplele date, dar să știți că sunt nenumărate jocuri care îi fentează, să zic așa, pe copiii noștri. Noi am făcut la nivel de școală un chestionar și le-am pus 4 întrebări. Dintr-un număr de 60 de copii, haideți să vedem ce au răspuns copiii noștri. Prima întrebare i-am întrebat, ați auzit de această aplicație? Ia uitați-vă acolo, 58 de copii din 60 au răspuns cu da. Deci doar 2 copii din școala noastră nu au auzit de această aplicație. I-am întrebat dacă au folosit această aplicație. Ce observați? 55 din 60 au răspuns că au folosit această aplicație. Mergem mai departe. După cum vedeți, o să dau un pic în spate. După cum vedeți, predomina ce culoare? Albastru, da? Haideți să vedem la următoarea întrebare ce s-a întâmplat. I-am întrebat dacă i-a ajutat cumva. Bine, te-ai jucat, ai pierdut timp acolo. Haideți să vedem. I-a ajutat această aplicație în studierea pianului și doar 7% din cei 60 și-au dat seama că, de fapt, i-a ajutat. 53% din 60 au răspuns că nu au fost ajutați de această aplicație. I-am întrebat dacă doresc să folosească și pe viitor. Bineînțeles. După cum vedeți, răspunsul a fost 44 dintre elevi au răspuns cu da. N-ați vrea să știți și răspunsul de ce da. Din plictiseală este răspunsul elevilor. Și doar 16% până la momentul actual și-au dat seama că nu-i va ajuta această aplicație. Înainte de toate, vreau să prezint copiilor câteva avantaje ale studiului la pian. Nu că nu le-ați ști deja, probabil profesorii v-au tot readus aminte, dar haideți să trecem și noi foarte rapid prin aceste avantaje. Iar apoi o să vedem dezavantajele jocurilor pe calculator sau pe telefon, indiferent că este constructiv pentru studiul pianului sau orice alt joc. Primul avantaj este îmbunătățirea memoriei. Deci s-a stabilit și diferite studii au arătat că un elev care studiază piano îl va ajuta și, după cum vedeți, IQ-ul unui copil adult poate crește cu până la 7 puncte dacă studiază pianul. Al doilea avantaj este antrenarea perseverenței. Un copil, așa cum sunt cei care au venit aici, cu cât participă la un concurs, își dorește să participă încă la unul. I-ați observat? Am participat astăzi la școala de muzică, mâine unde mergem? La Ion Vidu, în Timișoara. Oimine, unde mergem? La București și așa mai departe. Deci copiii își doresc să persevereze și nu numai în studiul pianului. Lucrul acesta s-a demonstrat că în majoritatea materiilor se întâmplă lucrul acesta. Al treilea avantaj este îmbunătățirea coordonării corporale. Probabil i-ați văzut pe unii copii, unii sunt mai dreți atunci când cântă, alții își formează diferite poziții care să-i ajute și acesta este un avantaj foarte bun pentru ei. 4. Bineînțeles și ameliorarea aptitudinilor matematice. După cum vedeți și acolo aveți doar matematică. 3 pătrimi, 2 pătrimi și așa mai departe. S-a arătat că un elev care cântă la pian
întotdeauna are rezultate mai bune la materiile exacte. 5. Deprinderea unor aptitudini de înțelegere și lecturi superioare. Dacă el este atent în a citi o partitură, două, trei, atunci își dezvoltă și anumite aptitudini de a citi o carte mai mult sau alte studii. Crește capacitatea de concentrare. Pentru că ați văzut, ei trebuie să fie concentrați atunci când citesc de pe partitură și atunci când cântă. Al șaptelea avantaj este eliberarea de stres. Sunt copii care atunci, în momentul în care cântă, uită total de ceea ce s-a întâmplat în casă sau de nota mică care a luat-o la școală, este în lumea lui atunci când cântă la pian. Următorul avantaj este îmbunătățirea capacității de ascultare. Își dă seama după auz și această capacitate de ascultare este mult mai dezvoltată la elevii care studiază pianul. 9. Întărește și conceptul de disciplină totodată. Dacă ați observat, ei își formează această disciplină pentru că azi trebuie să studieze 10 minute. Mâine, cum îi spuneți? Studiază 15, poimine 20 și așa mai departe, da? Dar, într-adevăr, îi ajută și la disciplina din alte materii și chiar acasă. 10. Dezvoltă atenția distributivă. La început, când stă să citească